Bună ziua, eu sunt Camelia și de astăzi, începând, vom face matematica împreună și o să începem cu adunarea numerelor întregi. Și să reținem, dacă numărul întreg precedat de simbolul plus se numește număr întreg pozitiv, iar dacă este precedat de simbolul negativ, minus, se numește număr întreg negativ. Și plus din fața numerelor întregi pozitive nu este necesar să fie pus. Și să dăm câteva exemple. Deci dacă adunăm un număr pozitiv, 2 să spunem, îl adunăm cu un număr pozitiv 3, o să ne dea un număr pozitiv 5. Dacă o să adunăm un număr negativ 2 cu un număr negativ 3, le adunăm și dăm semnul minus. Și o să avem minus 5. Dacă o să adunăm un număr negativ 2 cu un număr pozitiv 3, atunci ce o să facem? O să facem scădere și o să dăm semnul numărului mai mare. Și o să avem plus 1. Dacă o să adunăm un număr pozitiv 2 cu un număr negativ 3, atunci o să facem scădere și o să dăm semnul numărului mai mare, minus, și o să avem minus 1. Aceasta este lecția de astăzi. Tabelul semnelor îl aveți pe canalul de YouTube. Am să las și linkul în prezentare la video. Și vă mulțumesc pentru vizionare, dragi copii, și o să ne vedem cu următoarea lecție, cu scăderea numerelor întregi.